În final, aș vrea să ne referim la câteva inițiative de politică externă despre care vorbeați când v-ați prezentat obiectivele și dumneavoastră ați afirmat necesitatea unei relații aprofundate cu Germania. Spuneați, pregătim o nouă platformă de cooperare cu Germania pe toate coordonatele. Puteți să explicați câteva cuvinte la ce anume vă referiți când vorbiți despre această platformă și pe ce, nu știu, ce proiecte sau ce coordonate exacte Da. Acum, cu Germania, relația României este una, aș spune, dezvoltată. E o cooperare, dacă vreți, extinsă, e cea mai mare volum de schimburi comerciale, cel mai mare volum de schimburi comerciale al României este cu Germania. Acest volum atinge 17 miliarde de euro. Deci, din acest punct de vedere, cu Germania s-a mers pe o dezvoltare foarte pozitivă. Totuși, trebuie să observăm că potențialul Germaniei de, dacă vrem, de export de capital spre România este mai mare. Se vede bine. În vecinătatea noastră sunt țări chiar mai mici decât România, unde Germania este mai prezentă. Personal și numai personal și guvernul predăm toți pentru o extindere a cooperării cu Germania. Să vă dau un exemplu foarte concret. Nu? Intrăm acum în aplicarea strategiei Dunării. Evident, strategia Dunării se poate realiza optim dacă Germania este puternic implicată. Și România. România e inițiatora strategiei. Știm prea bine. Dar și Germania. Nu vom putea pune în valoare Dunărea cu marile ei bogății, să spunem, și în materie de asigurare a transportului, și în materie de, dacă vrem, de resurse imanente fluviului și mai departe, fără o cooperare cu Germania. În urmă cu Dunărea se vorbea despre deschiderea unei bănci germane în România, chiar dacă era... Deci, acesta e un aspect, mai departe. Firmele germane, sigur, sunt multe în România. Rog, unii argumentatori spun sunt multe și dacă sunt multe, chiar dacă sunt multe, dar sunt mici, dar chiar dacă sunt mici e foarte bine. Sigur, e foarte bine, dar totuși trebuie și firme mai voluminoase, nu? Să sperăm că și marile firme germane vor veni încet spre România. Sunt discuții cu multe firme. Acestea sunt chestiuni care țin și de strategia unei abordări, dar de pildă, iau un exemplu. Mercedes a fost de două ori știu eu, în România și până la urmă a preferat să meargă în alte părți. L-a descurajat infrastructura. Infrastructura a fost ultima dată, a fost Clujul, dacă vreți, eram implicat ca rector al universității în discuție, dar nu ca responsabil al cooperării. Acolo a fost și altă obiecție, nu? La acea dată Clujul avea un șomaj mai mic și atunci argumentul formulat de Mercedes s-a referit și la nivelul șomajului, dar acesta e o altă treabă. Dar oricum, infrastructura, aveți dreptate, pune probleme. Deci, cu Germania avem în vedere această extindere a prezenței germane în economie, pe ceea ce mi-a văzut strategia Dunării, prezența cu mari firme, sunt unele mari firme, nu? De pildă, și acum discutăm de prezența Continentalului, care e o firmă excelentă, cu mare pondere în Germania, firma Bosch, se pare că își întărește, dar, foarte, mă bucur că ați observat, bancă germană puternică aici care să opereze. Știm bine. Cred că la nivelul 99 a venit Deutsche Bank cu un mic oficiu. Acum am constatat și eu că oficiul ăla e totuși sau a rămas mic sau a chiar dispărut. Nici nu mai se știe exact care este sau nu știu eu în orice caz care este situația. Deci cu Germania astfel de proiecte mai mari trebuie realizate. Pe de altă parte și din punctul de vedere cultural. Acum aici recunosc că am și un partipris personal. Orice s-ar spune, germana rămâne limbă a științei. Sprache der Wissenschaften. Limba germană rămâne o limbă de comunicare totuși a unei mari părți din Europa. Și în al treilea rând, sigur, beneficiile contactului cu cultura germană pentru multe generații au fost considerabile, poate chiar foarte ridicate. Aceste lucruri trebuie și ele puse în mișcare, mai cu seamă în situația în care vedem că, de pildă, dacă luăm statistica folosirii de către cetățenii români a oportunității de studii în Germania, ea nu ne
nu e de natură să ne flateze. Chiar dacă sunt mulți, sunt talentați, dar totuși România este mai mare decât Cehia, mai mare decât Ungaria sau decât multe alte țări. Aș revenit puțin la relațiile economice și aș vorbi despre relația cu China. V-am auzit într-un interviu vorbind despre interesul Chinei de a deschide o bancă în România. Știu că ați vorbit cu ambasadorul chinez despre deschiderea unui centru de inovare în România cu specialiști chinezi. Există un orizont de timp în care aceste proiecte vor fi concretizate? Vă pot spune aceasta după prima reuniune a grupului interministerial România-China. Chiar astăzi a fost o întâlnire de lucru a acestui grup, care va fi coordonat de către ministrul Isar, pentru că e vorba aici de dezvoltarea industrială în esență și dezvoltarea cooperărilor economice. Acel centru de inovare este despre care se referea ministrul Isar, pe undeva pe la Cluj, prin zona aceea? Nu este încă stabilit. Nu este încă stabilit. Nici n-am discutat încă cu domnia sa chiar unde să fie locat acest centru, dar sigur că decizia se va lua împreună cu autoritatea cercetării, atâția națională a cercetării. Dar pot să spun următorul lucru. Deci se întrunește grupul interministerial. China a făcut o ofertă pentru cele 16 țări din Europa Centrală Săriteană, foarte financiar, foarte puternică, în cursul reuniunii care a avut loc la Varșovia, reuniunea primului ministru al Chinei cu prim-miniștri din regiune. În mod cert, China vine cu o ofertă pe care trebuie subliniată, aș spune, excelentă, și cu banca. Aici se pare că Exim Bank-ul va opera. Vine și cu ofertă în domeniul energiei, cu oferta de a face la început un experiment, dar experimentul s-a mai făcut în altă parte, încât e sigur, e o reușită de alimentare cu energie solară a unui oraș de dimensiuni, la noi ar fi mici, medii, în China ar fi un oraș micuț, sigur, depinde de proporții. Nu, ele sunt în mers. E clar, China va fi, cred, sperăm, implicată la rovinari în operațiunile în domeniul energetic de acolo. Deci sunt astfel și infrastructură în energie, în sensul cel mai larg al termenului. Deci, cum să spun, oferta chineză este, pe părerea mea, foarte bună. Noi trebuie în România să spunem un lucru simplu și o spun cu toată răspunderea și sper că nu supăr pe nimeni, dar nu aceasta e problema. S-a discutat cu China foarte mult în ultimii ani, s-au promis multe lucruri, s-a făcut din păcate puțin. Și nu din cauza chinezilor, din cauza autorităților române nu s-au făcut lucrurile. Ori trebuie să schimbăm strategia, să ne propunem proiecte solide, proiecte bune, dar să le și facem. Pregătiți o vizită a premierului Ponta în China? S-a discutat, premierii anterior, domnul Boc, a fost în China? Spuneți că a fost la o competiție sportivă. Știți foarte bine. A fost pe domnul Ponta, da. Amator al sporturilor, va merge la o deci, domnul Ponta, la o discuție. Da, domnul Ponta, așa cum stau lucrurile la această oră, are în perspectivă din partea ambelor părți, uh-huh, și din partea României și partea Chinei, o vizită. E o discuție în această toamnă. De ce e în discuție încă? Pentru că, știți bine, în China se face transferul de putere. Și atunci aceasta e în legătură cu acest rațiune. Mai sunt discuții. Deci, e vorba de a se realiza o vizită a primului ministru al României în China, tocmai pentru a consacra o seamă de acțiuni care se întreprind și a deschide orizontul pentru noi, acțiuni de cooperare cu această țară care, trebuie spus, este extrem de dinamică și aici nu e vorba de a flata sau nu pe cineva. China are un potențial recunoscut pe tot globul. Ce altă vizită la nivelul înalt mai pregătești pe Ministerul de Externe? Viste fie ale premierului, fie ale președintelui? Sigur, este o vizită a președintelui în Eurasia. Cred că Turkmenistanul intră pe listă. Cred că mă amintesc exact. Sunt apoi
discutăm vizite în țările de referință, spunem așa, cele care dau tonul în Uniunea Europeană, din partea primului ministru. Sunt apoi, sigur, vizitele care se organizează prin inițiative de la cabinetele respective. În ceea ce ne privește aici, la Ministerul de Externe, sigur, sunt în pregătire o seamă de vizite și întâlniri cu țările, să spunem așa, de referință ale politicii externe de la această oră. În legătură cu Rusia, da. Nici măcar la nivel de ministru de externe, da. De foarte mulți ani s-a tot vorbit, urmează să avem, iată că nu s-a concretizat. În legătură cu Rusia, sper că și autoritățile ruse, omologii, dacă e să vorbim în acest limbaj, sunt de acord că se constată în ultimele săptămâni un interes sporit de ambele părți pentru a repune în mișcare o cooperare mai largă. Ne interesează ca, în termenul cel mai scurt posibil, Comisia Mixtă de Cooperare Economică să intre în funcțiune. Ne interesează ca, pe planul cooperării culturale, să ajungem la două concretizări importante, Institutul Cultural Român la Moscova, Institutul Cultural Rus la București. Ne interesează, de asemenea, ca în domeniul educației să concretizăm ceea ce s-a convenit până acum, echivalarea diplomelor, cooperarea în sistemul Bologna, și ne interesează semnele care sunt semne bune în această privință și urmează ca în marginea unei conferințe internaționale să avem o primă discuție cu ministrul de externe al Rusiei, cu domnul Serghei Lavrov, și să consemnăm ceea ce s-a făcut, de asemenea, și să punem în mișcare noi inițiative. Care ar fi acest eveniment internațional sau încă nu s-a stabilit? O eventualitate este săptămâna viitoare la reuniunea de la Istanbul, dar, din câte știm, o să vedem, încă nu e confirmată sosirea ministrului de externe Lavrov. Mai sunt și alte oportunități de întâlnire în extremis la adunarea generală a Națiunilor Unite de la New York. În septembrie? Da. Dar o vizită a dumneavoastră la Moscova sau a domnului Lavrov la București? Vă dați seama că aceste vizite pot avea loc, doar că trebuie să le pregătim în înțelesul că trebuie să le legăm și de niște fapte noi care s-au petrecut pe scena cooperării. Se înțelege că deschiderea celor două institute poate fi ocazia unei astfel de întâlniri. Problema este acum să progresăm cu deschiderea celor două institute. Și avem un guvern mai puțin rigid în declarații la adresa Rusiei până la urmă. Avem un guvern care tratează, cum să spun, cu o bună percepție a lumii contemporane toate țările. Îi tratează conform intereselor României și, desigur, conform ponderii acelor țări pe scena internațională. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc și eu.